Cuvântul caucazian ar trebui interzis deoarece este rasist, iar termeni culturali precum european ar trebui evitați. Este concluzia unui studiu realizat de 5 experți în genetică de la Universitatea Cambridge și University College London. Edi Popescu, editor corespondent al FNews, a analizat acest studiu și se alătură discuției. Edi, cum s-a ajuns la o asemenea concluzie? Care sunt motivele? Tatiana, cuvântul caucazian ar trebui interzis, mai ales în studiile științifice și în lucrări, deoarece este asociat cu o clasificare rasistă a oamenilor, asta consideră cercetătorii și recomandă ei, cum ai spus și tu, și evitarea unor termeni culturali precum european. Consideră că aceste termene sunt depășite și incoerente din punct de vedere științific, iar oamenii de știință mai ales ar trebui să evite pe cât posibil utilizarea lor. Mai mult, termenul de caucazian ar transmite superioritate față de alte grupuri, astfel că utilizarea lui ar aduce și mai multe probleme științifice sau culturale. Edi, ce alți termeni ar trebui evitați? Care sunt recomandările experților? Dincolo de renunțarea la caucazian, ar trebui evitați, spun experții, și termeni care se referă la etnie mai ales. Câteva exemple aici ar fi american nativ sau hispanic și specialiștii vor ca toate aceste cuvinte și expresii să fie înlocuite cu un limbaj mai complex. Mai mult spun ei că ar trebui eliminat limbajul care i-ar putea răni pe toți cei care au fost victime ale violenței.